Hotărârea parlamentarilor din Alianța Social-Liberală de a boicota puterea politică actuală a fost luată în această după-amiază, susține deputatul PSD de Gorj, Vasile Popeangă. În aceste condiții, toți membrii PSD și PNL din Parlamentul României vor fi de miercuri în grevă parlamentară. Începând cu 1 februarie, pentru că atunci începe sesiunea parlamentară, deci începând de miercuri. Dacă s-a hotărât la nivelul USL-ului, eu cred că există disciplină. În ce mă privește, eu am declarat-o și pe alte ocazii, sunt un soldat disciplinat și mă supun deciziilor care sunt luate la nivelul USL-ului. Popeangă spune că odată intrați în grevă parlamentară, membrii Alianței USL nu vor participa decât la ședințele care le vor aduce ceea ce urmăresc, și anume căderea guvernului Boc și alegeri anticipate. Presupune neparticiparea noastră la birourile executive ale Camerei Deputaților și Senatului, la ședințele de plen, la ședințele de comisie. Există vreo excepție când veți participa? Există, din câte am înțeles, o excepție atunci când se vor pune moțiunile de cenzură, dacă se va aproba un guvern de tehnocrați, și atunci când se vor stabili alegerile anticipate. Acestea trei situații sunt când trebuie să participăm. Useliștii vor ieși din grevă doar în situația în care guvernul demisionează și este înlocuit de unul de tehnocrați.